Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să ne deschidem acest Silver Chest. Avem 149 de gold, skeletons și 3 cu tremure. Și să ne continuăm meciurile din turnament. Am văzut că data trecută am început destul de prost, cu 2 înfrângeri și cu o victorie. Dar eu sper să continuăm cu niște meciuri mult mai bune în acest episod. Și hai să dăm drumul la prima partidă. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați butonul de like. Să începem cu arcașele din spate. Ok, a pus acolo un Mega Minion. Un Mega Knight, pardon. Am pus aici Mini Pekka-ul. Care îl rezolvă, dar rămâne cu destul de puțin la viață. Ok. Dăm un hit cu... cu Hog-ul. Și stăm destul de... scorul e cam egal. Punem Valkyra. Ok, și vom trimite și arcașele imediat în spatele ei. Fiind să pună Inferno Dragon-ul. Da, e bun și Sparky-ul. Dăm un freeze acolo și ar trebui să-i scoatem turnul. Perfect, rămâne în viață Valkyra suficient cât să mai poată arcașele lovi acel Sparky. Băi, și nici nu știu cum să joc aici. Dăm un Eros. Și o să ne luăm un hit de la Sparky, dar oricum, rămânem cu destul de mult pe tur. Trebuia să facem un compromis. N-aveam cum să scăpăm de damage. Dar eu zic că am ieșit destul de bine din acest atac. Și mai avem un minut în care trebuie să rezistăm cu apărarea. O să dau aici o rachetă pe Inferno și prindem și Electrowizzle. Rezistăm fără hit și acestui push. Ok, Mega Minion-ul îl va rezolva destul de rapid Mini Pekka-ul. Să dăm aici un freeze, să scăpăm de skeletoni și rămâne cu destul de multă viață. Un Valkyra să tancheze un pic. Vom da o nouă rachetă pe turn care să prindă și Sparky-ul. Și punem Tesla. Da, și ne dă... ne scoate prințesa turnul. Cât noroc a avut. Pune și un freeze aici, extra. A fost aproape. A fost aproape. Dacă nimeream acel... Da. Hai să scăpăm de arcașă. Oricum, overall stăm destul de bine. Trebuie doar să avem grijă să nu ne luăm... damage de la Sparky. Dacă un Sparky ajunge pe turn, băi, va fi destul de nasol. Okay, punem Tesla. Ok, și avem un push destul de bun aici. Hai să profităm de el. Okay, punem Valkyra. Să dăm și un Eros. Da, și fix ce spuneam, trebuie să avem grijă la acel Sparky. Bun, și încă stăm bine în match. Dăm un freeze aici. Punem și Eros-ul.
Da, o rachetă pe turn și ar trebui să rezolvăm partida. Hai să vedem. Ar trebui să ajung înaintea Sparky-ului. Da, și obținem o nouă victorie. Băi, un meci cu foarte mari emoții. Un meci cu foarte mari emoții. Hai să vedem, avem 2500 de gold. Bă, un reward foarte bun. Și hai să continuăm. Ia să vedem. Să începem cu Tesla. Sau mai degrabă cu Valkyra. Hai cu Valkyra. Da, el a trimis la sacrificiu acei beți ca să vadă cu ce încep eu. Cu Valkyra punem și arcașele. Trimit și minipec aici. Dăm și racheta pentru acel Infernal Dragon. Sper să-l prindem. Da, și reușim să ieșim cu bine din acest atac. No, probabil ne va lovi. Nu ne-a lovit. Avem noroc. Ok. Bun. Așteptăm să vedem care e următoarea lui mișcare. Dacă nu va face nimic, vom trimite și noi Hog-ul. Ok. Trebuie să ținem de acest avantaj. Ia să mai încercăm un pic pe partea dreaptă. Poate mai dăm ceva damage. Probabil va trimite Mega Knight-ul. Ok, ne lăsăm să ne dea câteva hituri cu Electro. Și vom începe cu Mini P.K. din spate. Bun. Hai să vedem. Probabil va pune Mega Knight-ul și vom da un freeze pe el, dar a avut... Băi, cât elixir a avut tipul ăsta? Și nu vine să cred. Să trimitem Hog-ul. Și aș vrea să pun și freeze-ul, dar nu cred că o să avem suficient elixir, așa că dau un Eros. Trebuie să pun de Hog. Bun. Da, avem din nou avantajul, dar nu e unul foarte mare. Punem din nou Tesla. Ok, trimitem Hog-ul acum. Punem și un freeze aici. Da, și ar trebui să câștigăm meciul. Păi, din nou, mă surprinde de unde are atât elixir. Mă așteptam să pună beții. De-aia am și dat cel pre-eros. Și e destul de periculos aici. Bun, sper că va pune chestii pe partea stângă, nu pune. Atunci dăm un freeze aici. Trebuie să-și aleagă. Da. Și obținem victoria. Băi, din nou foarte, foarte riscant, multe emoții. Și o victorie obținută destul de greu. Chiar greu. Ne luăm următorul reward. Și hai să mai dăm un meci. Să vedem dacă ne păstrăm seria de victorii. O să începem cu arcașele. Ok, ai un golem. Trebuie să ne ținem trupe în zona noastră. Pune și un mini P.K. Și are... Are Wizard-ul.
și reușește două hituri pe, pe turnul nostru din stânga. Hai să vedem dacă reușim ceva cu acest, cu acest hog. Două hituri pe turn și am fi kit. Da? Sunt mulțumit de, de atac. Bun. Așteptăm să vedem care va fi următoarea lui, lui mutare. Bun, am pus un mini P.E.K.K.A. Îl vom rezolva cu, cu această Tesla. Sper să nu luăm hit pe ea. Perfect. Și cred că suntem într-un mic avantaj din nou. Așteptăm să vedem cu ce, cu ce începe el. Cred că o greșeală acel... acel Barbarian Barrel. Doar dacă nu era full pe, pe elixir și l-a dat doar să scape de, de el. Ok. Trimite din nou un, un golem. Mai pun o trup acolo. Holy fuck. Ce am greșit. Am greșit un pic aici. Ce spune Tesla? Pune mini pe cap pe... Da? Ne-o luăm destul de urât. Dacă am fi pus mini pe cap un pic mai repede, i-am fi scos wizard-ul, am fi avut șansă și să... să ne luptăm cu mini pe cap-ul lui, dar așa, destul de greu. Hai să vedem totuși. Jucăm până la capăt. Nu. Da, am atins din greșeală ecranul și am lansat acel arrow, deși nu-mi doream asta. Oricum am fi pierdut, probabil. Aveam un avantaj destul de mare, dar oricum, destul de bun și acest match, chiar dacă l-am pierdut. Am jucat destul de bine. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!